Despre momentul în care ai ajuns la Ajax. Cum a fost? La o vârstă destul de fragedă, de 18 ani. Okay. Am făcut un jucător foarte tânăr, de 18 ani, ajunge la Ajax într-un oraș, Amsterdam, un oraș, o metropolă. Cum a fost acomodarea? N-a fost deloc ușoară. Sunt lucruri grele pentru că lăsasem în urmă prieteni, familie, mai mult decât orice, la 8, nici, abia am prins 18 ani. E destul de complicat, dar țelurile erau bine puse la locul lor. Dorința de a face performanță era mult mai mare decât orice dor și ce lăsam în urmă în România, și am reușit să mă acomodez destul de repede. Am reușit să mă impun destul de repede, pentru că la nicio lună de când ajunsesem acolo am început să joc. N-a fost ușor, dar nici foarte complicat nu a fost. Atâta timp cât știi bine de ce te duci și ce vrei să faci în cariera ta, lucrurile devin mult mai simple. Cum îți petreceai timpul liber acolo, la început, când ai învățat limba? M-am descurcat de la început în engleză. Limba, eram obligat să mergem de două ori pe săptămână la cursuri. Cine lipsea nu juca în weekendul următor. Am stat vreo 7 luni în hotel. N-a fost foarte ușor. Am avut noroc de niște colegi care au avut grijă de mine, care mi-au făcut viața mai ușoară, clipele de după antrenament să treacă mai repede și mai ușor. Dar nu e ușor. Eram un copil. Mi-era greu fără cei dragi, mi-era greu departe de țară, dar așa cum am mai spus, atâta timp cât știi bine ce ai de făcut, treci peste orice obstacol care ți se ivește, fie mental sau fizic, în perioada respectivă. Cum a fost primul campionat, turneul final, campionatul european din 2000, ai marcat un gol în meciul cu Anglia? Cum au fost momentele alea? Cum le-ai trăit? Cred că și adaptarea mea a fost mult mai simplă în primul an la Amsterdam, pentru că era anul premergător europenelor. Mă gândeam că aș putea avea posibilitatea să merg la europene în cazul în care voi juca la Ajax Amsterdam, în cazul în care voi juca bine. Și cred că o motivație în plus a fost și lucrul acesta. Am debutat ulterior și la echipa națională în toamna respectivă. Deci lucrurile erau pe un drum bun pentru mine, un drum la care visam și care într-un final s-a și împlinit acest vis și acela de a juca la un turneu final. Cum au fost momentele de bun marcat cu Anglia? Nu am avut timp să mă gândesc foarte mult. Eram cel mai tânăr jucător din lot, jucam, emoțiile erau foarte mari, dar am avut șansa să joc alături de niște oameni deosebiți, alături de niște colegi care m-au făcut să mă simt în largul meu, să fie mult mai ușor debutul meu, practic, în meciuri oficiale la echipa națională. Și a fost un calific, golul a fost încurnat în acel meci și cu o calificare. Eram bucuros, eram un copil. Nu cred că realizam foarte multe lucruri. Ținta mea era să fiu prezent la turneul final. Am avut posibilitatea să joc cât mai bine și să ajung cât pot echipa națională. A fost practic
cel mai bun turneu final de campionatul european pe care România l-a jucat vreodată. Pentru că am fost singura dată când am ieșit din grupe și am mers mai departe în campionatul de final. Ai realizat asta la momentul ăla? Tu faci parte din singura echipă care a reușit să treacă de grupe la un campionat european? Nu. Performanța o vedeam atunci ca și acum total diferit. O văd atunci când câștigi un trofeu, o văd atunci când realizez ceva cu adevărat notabil pentru fotbalul românesc, țării respective și pentru performanță. Dar, sigur, era o mini-performanță, aveam posibilitatea să jucăm împotriva Italiei mai departe. Din păcate ne-au fost superior. Nu la toate capitolele, dar așa ne-a fost să fie. Am întâmpinat tot timpul probleme atunci când am jucat împotriva Italiei și ulterior. Și așa s-a scris istoria acelui turneu final. Dar sigur, pentru... Era încununarea unui deceniu de performanță la echipa națională, pentru că au fost anul 90, 94, unde a fost, cred, cea mai mare performanță la nivelul echipei naționale, a fost 96, a fost 98 și 2000. Am avut norocul și șansa să joc în acea echipă care a făcut aceste lucruri minunate. Urma, alături de colegii mai tineri, să preluăm noi și să ducem la bun sfârșit rezultatele bune pe care ei le-au avut în acei 10 ani. Din păcate, am reușit mai puțin, dar așa se scrie istoria unei echipe de fotbal care reprezintă o țară. Uneori ai rezultate, alteori te lupți mai mult pentru rezultate, câteodată vin, câteodată nu vin. De ce crezi că nu au venit rezultatele? Care a fost problema? Ar trebui să stăm de vorbă foarte mult timp. Conjunctura, cred, a fost de așa natură încât schimbul de generație să fie făcut mai greu. Jucătorii noi, cei tineri, la momentul respectiv, să întâmpinăm anumite dificultăți și așa se scrie istoria, pentru că anii trec foarte repede. Și dacă nu profiți de momente favorabile într-un ciclu, nu știu, de 2 ani, atât cât durează o calificare la un turneu final, ai bătut pasul pe loc și au trecut 2 ani degeaba. Sunt multe lucruri de discutat, motive. Sunt și foarte multe argumente pe care le putem aduce, dar așa a fost să fie. Care e marele regret vis-a-vis de naționala României? Al meu personal sau? Al meu personal este că nu am reușit să mergem, să ne calificăm la un campionat mondial. Cred că ăsta e cel mai mare regret al carierei mele. Ca și mine, probabil, și colegii mei de generație au acest of. Ar mai fi regrete, șanse nefructificate, calificări ratate și la campionate europene. Am avut o singură calificare în acești 10 ani, aceea la turneul final din Austria și Elveția, în 2008. E puțin, cred eu, pentru că am avut o generație bună, care putea face mult mai mult. E ușor să vorbim, e mai greu să explicăm, să aducem argumente, chiar dacă ele există. Presa și lumea în general te-a considerat întotdeauna unul dintre cei mai serioși fotbaliști. A fost asta și, practic, asta a dus și la performanțele pe care le-ai avut. Sunt înțeles care și-a văzut de treabă întotdeauna. Totuși vorba de un sport de echipă. Sigur, seriozitatea e un factor important, primordial chiar, în a face performanță, în a înțelege cum se face performanța, pentru că sunt foarte multe lucruri nespuse și probabil nu vor fi spuse niciodată.
de către nimeni. Sunt foarte multe sacrificii pe care trebuie să le faci. Și acum depinde și de caracterul fiecăruia, de trufia lui și de modul în care înțelege ce trebuie să facă pentru a face performant. Eu m-am considerat tot timpul un jucător normal, un jucător care are multe de învățat, care trebuie să muncească foarte mult pentru a învăța. Și cred că aici a stat secretul seriozității mele și a carierei mele. Tot timpul mi-am văzut lungul nasului, am încercat să învăț din greșeli cât mai mult, să mă adaptez culturii, țărilor, orașelor în care am trăit și în echipelor orașului respectiv pentru care am jucat, să-mi respect meseria, să-mi respect colegii, să-mi respect antrenorul, suporterii și atunci când am posibilitatea să joc, să dau tot ce pot. Care a fost momentul cel mai important pentru carieră? Sunt foarte mulți oameni importanți de-a lungul carierei, unei etape din viața ta. Bineînțeles, încep cu familia, pentru că educație 7 ani de acasă îi primești de la părinții tăi. Urmează apoi antrenorii cu care începi să faci primii pași în această meserie și după care îi luăm așa, îi numărăm pe toți cap-coadă. Cu unii te înțelegi mai bine, cu alții mai puțin bine, dar respectul, cel puțin din punctul meu de vedere, a existat dintotdeauna. Sunt colegii de la care aici învăța, la un moment dat intervine și familia, care joacă un rol și un factor important în bunul mers al carierei tale, pentru că liniștea pe care ți-o conferă familia nu ți-o poate da nimeni. Și, sigur, nu pot să enumăr acum, dar toată lumea, toți cei cu care am colaborat, toți cei pe care i-am întâlnit în toți acești ani, mai mult sau mai puțin au avut un rol important în creșterea mea, în maturizarea mea, în tot ceea ce a însemnat omul Cristi Chivu, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult. Ai început fotbalul cu antrenat de tatăl tău. Cât de important a fost acest stat în viață? Nu am început fotbalul antrenat de tatăl tău. Ai avut la un moment dat să fii... Să... La un moment dat, da. Cât de important a fost acest moment? Foarte puțin. Foarte puțin, pentru că eram cel mai certat, pentru că presiunea era foarte mare pe umerii mei, pentru că mă gândeam și eu că alți colegi sau oameni din jur se îndoiesc de calitățile mele și pun apariția mea la prima echipă pe seama faptului că sunt băiatul lui tata. Am încercat să trec peste. N-a fost ușor, dar e o presiune destul de mare, chiar dacă tata n-a fost vreun mare nume în fotbalul românesc, dar a fost un om, un muncitor, un fotbalist de nivel mediu, dar a muncit foarte mult și ca antrenor a făcut același lucru. Sigur, mai mult decât antrenorul Chivu, Mircea Chivu, m-a ajutat tatăl Mircea Chivu, pentru că sfaturile lui au fost întotdeauna cele mai bune. Sigur, la vârsta respectivă nu prea aveam argumente și nu prea aveam cuvânt în fața lui. Probabil că asta îmi lipsește și mi-a lipsit în toți acești ani confruntarea tată-fiu sau jucător-antrenor, care până la un moment dat a fost doar din partea lui, nu și din partea mea. Te-a întărit această perioadă? M-a întărit foarte mult, normal, pentru că am avut ambiție foarte mare să arăt tuturor că am calități, sunt un jucător care și-a ales un drum în viață și care poate să răzbată singur și să-și urmeze visul. Eu îți mulțumesc.